Și relația organismului nostru cu mediul este una foarte, foarte importantă. În acest context, a apărut de circa 20 de ani încoace și mai mult în ultimii 10 ani, prietenul și dușmanul nostru, calculatorul, care ne obligă să stăm mult pe scaun, sau unii dintre noi stau în pat tolăniți și butonează pe toate paletele calculatorului, în toate direcțiile de conexiune, cu disperare și cu uitare de sine, și încetul cu încetul, organismul nostru nu mai are disponibilitatea de a se relaționa cu mediul corespunzător. Ce înseamnă asta? Înseamnă că articulațiile, mușchii, sistemul nostru de integrare în mediu, reacțiile noastre comportamentale sunt mai slabe, că obosim mult mai repede și că acest lucru duce în mod inevitabil la un cerc vicios cu tulburări de somn și chiar tulburări de comunicare. Deci iată că acest prieten al nostru în aparență ne face foarte mult bine, deschizând noi orizonturi ale cunoașterii, dar are și o componentă importantă cu efecte negative asupra aparatului locomotor. Soluția? Mișcarea. Mișcarea în programe dirijate, mișcarea care poate să fie în sala de kinetoterapie sau în unele săli de bodybuilding și de fitness. Atenție, căci toată lumea ar trebui să fie văzută înainte de un specialist din domeniul medical, ori un medic de medicină sportivă, ori un specialist de recuperare sau colegii noștri din ortopedie, și după ce a fost bilanțat, să-i se spună, da, ai voie și poți să beneficiezi și să te bucuri de toate categoriile de sporturi și de solicitări care se desfășoară în această zonă de activitate fizică. Din păcate, se întâmplă și un lucru nedorit. Toată lumea participă la aceste categorii de mișcări și în decursul următoarelor luni sau după un an apar dureri de ceafă, dureri de spate, diverse probleme la nivelul umerilor, la nivelul genunchilor, pentru că nimeni nu se apleacă asupra acestor lucruri să le bilanțeze sau să le identifice din zona de sport, pentru că de fapt nu este treaba dâncilor. În contextul acesta, o formă particulară ar putea să fie centrele de recuperare, cum este și centrul Delfin, care oferă bazin, oferă săl de kineto, oferă consultație și consultanță, ceea ce vă dă pe urmă libertatea să optați.